Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu, iată care sunt știrile zilei. Biserica prăznuiește astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Giurgiuvenii au sărbătorit Ziua Internațională a Iei. S-a constituit noul Consiliu Local al municipiului Giurgiu. Peste 37.000 de elevi giurgiuveni au intrat în vacanța de vară. Arsenal Malu este favorită pentru câștigarea barajului de promovare în Liga a III-a. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 24 iunie. Sărbătoarea este cunoscută în popor și sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Este ziua în care creștinii merg dimineața la biserică, după care se odihnesc. Azi nu se muncește la câmp, iar femeile nu au voie să spele. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc cu aproximativ 6 luni înainte de nașterea Mântuitorului Isus, iar sărbătoarea a fost atestată documentar în secolele 4-5. De atunci și până în zilele noastre s-au format o mulțime de obiceiuri, tradiții și superstiții care se țin în această zi în toate colțurile țării, însă în special în zonele rurale. În această zi, creștinii ortodoxi merg la biserică pentru a asculta Sfânta Liturghie, după care se retrag la casele lor și se odihnesc. Astăzi nu ai voie să muncești nici la câmp, nici în gospodărie. Femeile nu au voie să spele rufe, să gătească sau să toarcă. În unele zone există obiceiul ca ele să meargă la câmp, să culeagă flori și plante tămăduitoare. Se spune că în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul, acestea au o putere mai mare ca niciodată și pot vindeca chiar și boli grave. Să stăm bine, să stăm în frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă în pace. În popor, această zi este dedicată dragostei. Fetele se îmbracă în alb, se organizează în grupuri și merg să danseze pe la porțile oamenilor pentru ca aceștia să fie feriți de rele. Tot astăzi, femeile nemăritate își pot afla sortitul dacă pun sub pernă un buchețel de sânziene. Se spune că ele îi vor visa pe timpul nopții pe cei cu care se vor căsători. Zi plină de culoare și veselie astăzi în Parcul Alei. Ziua Internațională a Iei a fost marcată așa cum se cuvine de instituțiile de cultură din oraș și zeci de giurgiuveni care au luat parte la o serie de evenimente speciale cu această ocazie. Zeci de giurgiuveni au sărbătorit astăzi Ziua Universală a Iei, pornind într-o paradă a Iei din fața primăriei până în Parcul Alei. Aici, de la cel mai mic până la cel mai mare, giurgiuvenii au purtat cu mândrie Ia românească și au participat la ateliere de meșteșuguri tradiționale, un atelier de pictură tematic, o expoziție de Ie și un flash mob. Aici am lucrat un covoraj micuț cu un model mai simplu. De exemplu, fetița a lucrat de la clasa 1. Și nu puteam să îi dau un ceva model foarte greu. La fetițele care sunt mai mari, le primesc la mine acasă, că avem clasă de în afara centrului de conservare acasă, la Oinacu, și lucrăm fote, bete, brâie. În cadrul atelierelor de pictură, copiii au desenat cămașa tradițională cu motive din diferite zone ale țării. Ce desenezi tu aici? Un costum. De ce fel de costum? De ie, un costum cu ie și fustă. Și ce culori vei folosi? Roșu, alb, albastru și galben. Elevii școlilor de arte au promovat portul tradițional românesc și dansul popular.
Ea este o adevărată matrice culturală, un simbol al identității și creativității spațiului românesc, care dăinuie din timpuri străvechi. Ziua Universală a Iei, un fenomen mondial declanșat în 2013 de comunitatea la Blues Rumen, se sărbătorește anul acesta în peste 100 de orașe ale lumii, între care Washington, New York, Los Angeles, Toronto, Paris, Londra, Madrid, Milano, principalele orașe ale țării, în Harghita și Covasna, dar și în Basarabia la Chișinău. Ședința de constituire a noului Consiliu Local al municipiului Giurgiu a avut loc ieri după aproape 3 săptămâni de la alegerile locale. Consilierii au depus jurământul și au ales cei 2 viceprimari, amândoi fiind din rândurile PSD. Noii consilieri municipali au fost validați ieri în ședința de constituire, întrunire care a fost condusă până la alegerea unui președinte de ședință de către cel mai vârstnic consilier, respectiv Mitică Sârbu de la PSD. Au avut loc alegerea comisiei de validare, depunerea jurământului de către fiecare consilier, alegerea președintelui de ședință și depunerea jurământului de către primarul Nicolae Barbu. Prezent la ședință, prefectul Zorinel Niculcea a declarat că i-au fost trezite nostalgii. Pe mine mă cuprinde oarecare nostalgie, pentru că exact acum 20 de ani, în iunie 1996, eram și eu ales consilier local la municipiul Roșior de Verde, la municipiul meu de Baștină, și conduceam prima ședință de consiliu local pentru că eram cel mai tânăr consilier. La acea vreme aveam frageda vârstă de 36 de ani. Atunci, practic, eu de meseria de bază sunt inginer și, practic, în 96 am făcut cunoștință cu administrația locală. Pentru alegerea viceprimarilor, propunerile nu au fost prezentate de către consilieri, ci de către primarul Nicolae Barbu. Cei 2 propuși de acesta, respectiv Ionuț Cioacă și Ion Dragomir, au fost aleși fiecare cu 20 de voturi pentru și un vot împotrivă. Consiliul Județean Giurgiu s-a întrunit astăzi pentru prima dată în formula care a reieșit din alegerile locale din data de 5 iunie. Consilierii au fost validați și au ales președintele și cei 2 vicepreședinți. După ce prefectul Zorinel Niculcea a anunțat că sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea ședinței de constituire, lucrările au fost conduse de consilierul cel mai în vârstă, respectiv Daniela Cristiana Neagu, consilier PNL. A fost aleasă comisia de validare, consilierii au depus rând pe rând jurământul, iar apoi a fost ales președintele Consiliului Județean. În urma votului, această funcție este ocupată de Marian Mina, ales pe lista PSD. Noul președinte a preluat conducerea ședinței, nu înainte de a primi un mesaj din partea decanului de vârstă. Domnul Marian, mă bucur că suntem în a doua situație în viață în care suntem față în față. Odată mi-ai fost elev, acum ești președinte al Consiliului Județean. Nu-ți doresc decât să ai înțelepciune, știu ce poți cât poți, știu ce vrei și cât vrei, și obiectivul nostru al tuturor să fie să ridicăm județul la un alt nivel de dezvoltare. Vă mulțumesc! În aceeași căldură sufocantă pe care au fost nevoiți să o suporte toți cei prezenți, ședința a continuat conform uzanțelor. Consilierii au ales și cei 2 vicepreședinți, și anume pe Cristian Marciu de la PSD, care a fost votat în unanimitate, și pe Vasile Andronache de la ALDE, care a primit 25 de voturi pentru și 6 împotrivă. La final au fost constituite comisiile de specialitate, iar de astăzi se poate spune că noul Consiliu Județean și-a intrat în atribuții. În această dimineață, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune la nivel național cu privire la modul în care se desfășoară transportul de persoane. Cu acest scop, în județul Giurgiu au fost organizate 5 filtre în zonele în care traficul de persoane este ridicat. Acțiunile au început la ora 6 dimineața și se vor derula pe toată perioada zilei de vineri. Polițiștii giurgiuveni desfășoară acțiuni pe raza județului în scopul impunerii respectării legislației în rândul conducătorilor de vehicule destinate transportului public de persoane. Acțiunile se desfășoară din dispoziția șefului Poliției Române. Oamenii legii verifică legalitatea tipului de transport sub aspectul autorizării, deținerii documentelor necesare atât de operator cât și de conducătorul auto, respectarea graficului traseului și a graficului de circulație, respectarea capacității de transport, a perioadelor de conducere și de odihnă, precum și existenței metrologice a aparatului tahograf. Scopul acțiunii constă în reducerea numărului de accidente în care sunt implicate autovehicule destinate transportului public de persoane prin curse regulate și ocazionale. În această dimineață, începând cu ora 6, polițiștii rutieri din cadrul Inspectorului de Poliție
județean Giurgiu. Au desfășurat o acțiune specifică în mai multe puncte din județul Giurgiu, organizând 5 filtre care au vizat verificarea legalității transportului public de persoane. Activitățile au vizat în primul rând verificarea documentelor care trebuie să se afle la bordul autovehiculor, atestatelor și documentelor pe care trebuie să le dețină conducătorii auto, respectarea graficelor de circulație, respectarea timpurilor de odihnă și conducere, utilizarea aparatelor tahograf. Toate aceste documente au fost verificate în cadrul acțiunilor desfășurate. Cele 5 filtre au fost amplasate în zone de risc sau în zone în care traficul de persoane este ridicat și aici mă refer la filtre pe drumul național 5 în zona localității Adunații Copăceni, pe drumul național 6 în zona Mihăilești, pe drumul județean 601 în zona Bolintin Vale, de asemenea pe drumul național 5C în zona Slobozia și pe drumul național 61 în zona Letca. Aproximativ 20 de polițiști au acționat cu 8 auto speciale în aceste filtre rutiere. Activitățile au fost coordonate de către șeful serviciului rutier. În cursul acestei zile, acțiunile vor continua și în ceea ce privește cauzele generatoare de accidente, care la nivelul județului Giurgiu au fost identificate ca fiind viteza excesivă, prioritatea, depășirile neregulamentare, precum și traversarea prin locuri neautorizate a pietonilor. Și în această după-amiază, polițiștii vor acționa cu aparate radar pe DN5 în zona Călugăreni, în zona Bolintin Vale, zona Stâlpul, pe DJ601 Malu Spart, DN5C, zona Slobozia, precum și în municipiu. O nouă captură a polițiștilor de frontieră giurgiuveni. Aceștia au descoperit peste 150 de flacoane cu parfum contrafăcute pe care un cetățean turc a încercat să le introducă ilegal în țară. Parfumurile au fost confiscate, iar bărbatului i s-a întocmit dosar penal. A încercat să intre în țară cu mai multe parfumuri contrafăcute pe care spera să le vândă la un preț mult mai mare pe piețele românești. Este vorba despre un cetățean turc prins în punctul de trecere al frontierei Giurgiu, că încerca să introducă în țară peste 150 de flacoane cu parfum inscripționate cu numele unor firme cunoscute. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport și al pasagerilor, polițiștii de frontieră au descoperit, în cala autocarului, mai multe punițe plastic în care se aflau 168 flacoane de parfum, inscripționate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile de a fi contrafăcute. La cercetări s-a stabilit că bunurile aparțin cetățeanului turc Mehmet III, în vârstă de 24 de ani, pasager al autocarului. Acesta a declarat că nu deține documente de proveniență sau certificate de calitate pentru bunurile de mai sus menționate, și că le-a cumpărat într-un bazar din Istanbul, intenționând să le comercializeze în diferite piețe din București. Existând suspiciuni că produsele sunt contrafăcute, bunurile în valoare de aproximativ 33.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea expertizării. Polițiștii de frontieră au întocmit pe numele bărbatului dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs identic sau similar cu o marcă înregistrată. Astăzi elevii vor încheia cursurile semestrului al doilea al anului școlar 2015-2016 și vor intra în vacanța de vară. Pentru că în vacanța de iarnă elevii au stat acasă cu o săptămână mai mult, acum vacanța de vară va fi mai mică cu 7 zile. În județul Giurgiu se bucură de vacanță peste 37.000 de elevi. Vacanța de vară începe sâmbătă 25 iunie și se încheie duminică 11 septembrie. Anul școlar care tocmai se termină a fost mai scurt cu 2 zile decât precedentul, însumând 175 de zile lucrătoare. Ca noutate, vacanța de iarnă a fost mai lungă, având 3 săptămâni în loc de 2, săptămâna în plus la vacanța de iarnă, scurtând cu 7 zile vacanța de vară. Anul școlar 2016-2017 va debuta pe 12 septembrie cu 3 zile de povești de vacanță, urmând ca în 15 septembrie să înceapă școala obișnuită, potrivit ministrului Educației Adrian Curaj. Din 25 iunie 2016 și până în data de 11 septembrie, preșcolarii și elevii sunt în vacanță. În județul Giurgiu, peste 37.000 de preșcolari și elevi vor beneficia de aceste luni de odihnă.
Cursurile claselor terminale din învățământul liceal s-au încheiat în data de 3 iunie. De un an școlar mai scurt au beneficiat și clasele a 8-a. Absolvenții gimnaziului terminând cursurile în 17 iunie, după 36 de săptămâni de școală, ultima dintre acestea fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Pe vreme caniculară este recomandat consumul de fructe și legume proaspete, nepreparate și obligatoriu foarte bine spălate. Oricât de mare ar fi tentația de a mânca astfel de produse direct din grădină, livadă sau de pe tarabele piețelor, este bine să renunțăm la un astfel de impuls. Nespălate, fructele și legumele conțin bacterii și germeni care pot provoca boli grave. Nu înghețata, carnea sau alimentele bogate în grăsimi și proteine sunt recomandate pentru consum în timpul zilelor caniculare. Legumele și fructele însă, în stare proaspătă, mâncate ca atare sau sub forma salatelor, trebuie să înlocuiască meniurile bazate pe produse care sunt greu digerabile. Din rândul legumelor și fructelor de sezon, castravetele reprezintă unul dintre alimentele de luat în seamă în vremea zilelor caniculare pentru conținutul său de apă și minerale. Oricât vi s-ar părea de surprinzător, castravetele reprezintă în perioada de caniculă alimentul de consumat. Sigur că și fructele sunt recomandate a fi consumate pe perioada temperaturilor caniculare. Oricât ar fi de mare însă tentația, aflați în piață, nu consumați legume și fructe nespălate, mai ales că în orice piață există posibilitatea de a spăla ceea ce cumpărați. Luate direct din livezi sau grădini, din piețe ori marketuri, legumele și fructele trebuie atent spălate pentru evitarea unor boli grave. Cele mai frecvente astfel de boli, diareice acute, sunt contactate de persoane care nu spală bine legumele și fructele înainte de a le mânca. Cu transmitere prin diferite bacterii și germeni pe cale orală, aceste afecțiuni au efect asupra sistemului digestiv și ficatului. În concluzie, spălatul atent al fructelor și legumelor, care se recomandă a fi consumate în perioadele caniculare, ne scutește de bolile diareice acute, de stările de greață ori vărsături și deshidratare. Considerat unul dintre pionierii muzicii electronice, Andrew McCluskey este născut pe 24 iunie 1959. Interpret vocal, instrumentist, compozitor și producător de discuri din Marea Britanie, muzicianul este cunoscut pentru întemeierea grupului pop Atomic Kitten. Englezul, care cântă printre altele și la bas, a întâmpinat cândva probleme legate de tehnica interpretării, însă pentru cariera aleasă s-au meritat câteva eforturi. Considerat un pionier al muzicii electronice din Regatul Unit al Marii Britanii, George Andrew Andy McCluskey s-a născut pe 24 iunie 1959. Interpret vocal, compozitor, instrumentist și producător de discuri, Andy a întemeiat trupa OMD, dar și grupul pop Atomic Kitten. Pentru acesta, din urmă, compunând o serie de piese de mare succes, multe ocupând poziția întâi în topurile britanice. În calitate de instrumentist, McCluskey a dovedit că poate cânta la chitară, bas, corn, clape și diverse instrumente de percuție. În ceea ce privește tehnica interpretării unor piese la chitară, bas, trebuie amintit faptul că englezul, dreptaci fiind, făcea eforturi pentru a cânta cu mâna stângă pe grif. Între timp, și-a creat cele mai abile deprinderi pentru a folosi mâna sa dreaptă, pentru că așa i s-a părut mai firesc. Ce nu face omul pentru o carieră de muzician pe care o îndrăgește atât de mult? A
venit momentul pentru informațiile din sport și meteo. Pentru al patrulea an consecutiv, Ivan Pațaichin va fi prezent la Giurgiu pentru a coordona competiția de vâzlit în canot și 10+1. Evenimentul este realizat în colaborare cu Asociația Ivan Pațaichin Mila 23 și face parte din cadrul campaniei Descoperă România. Concursul de canot se va desfășura ca și în anii precedenți pe canalul Sfântul Gheorghe în zona podului Bizet, duminică 26 iunie, începând cu ora 11. Pentru că de fiecare dată competiția de la Giurgiu a avut mare succes și a dus la start numărul maxim de echipe, respectiv 30. Organizatorii anunță că giurgiuvenii interesați să intre în competiție se pot înscrie online la adresa officearoundromania.ro sau direct în ziua competiției între orele 9 și 10.30. Deși se anunță o zi incendiară și la figurat, dar mai ales la propriu, pentru încălzire, concurenții se vor antrena o jumătate de oră chiar cu Ivan Pațaichin. Competiția va începe oficial la ora 11, în serie de câte 3 bărci, urmând ca la ora 14 să aibă loc festivitatea de premiere. Câștigătorii competiției de vâzlit în canot și 10+1, organizată în cadrul campaniei Descoperă România, vor participa la finala națională, care se va desfășura în cadrul festivalului România pe 28 august la Tulcea. Descoperă România, România naturală văzută din barcă, este o competiție națională de promovare a patrimoniului național și urmărește descoperirea României naturale prin promovarea mișcării în aer liber. Obiectivul acestei campanii este să reapropie oamenii de natură și să-i reconecteze la aceasta, având ca instrument canotca și ca activitate vâzlitul. Un singur meci o mai desparte pe Arsenal Malu de împlinirea unui vis pentru care luptă de mai mulți ani, promovarea în Liga 3-a fotbalistică. Pornită ca favorită după ce a câștigat acasă cu 2-0 partida tur din baraj în fața câștigătoarei campionatului capitalei, Progresul București, Arsenal Malu speră nu în minuni, ci în forța echipei. O să fie un meci greu, avem exemplu anului trecut cu Voluntari. Sperăm să avem un arbitraj nu ca cel de anul trecut care l-am avut la Voluntari, să fie un arbitraj corect, cinstit, cel mai bun să câștige. Păi așteptăm pe cei de la Progresul să îi așteptăm cu drag, îi respectăm, dar nu ne este teamă de ei. Încercăm să ne impunem tehnica, să ne impunem viteza. Avem încredere în băieți că vor face tot ceea ce e posibil și vor da 110% din potențial ca această calificare să facă istorie la Mal. Echipa antrenată de Andrei Nemțescu a terminat seria sub pe locul 2, iar în play-off a învins pe rând formațiile ASE Singureni și Avântul Florești, devenind campioana județului. În turul barajului, Tunarii au învins cu 2-0 acasă campioana capitalei Progresul București. Făcând un scurt palmares al echipei, este de spus că după 4 ani de existență în Liga 4, Arsenal Malu a disputat anul acesta 5-a finală. În 2014, Mălureni au câștigat Cupa Județeană, anul trecut au fost campionii județului și au pierdut finala cupei, iar anul 2016 a dus formației Arsenal Malu și Cupa și campionatul. Sâmbătă la Giurgiu vremea se va menține călduroasă, chiar caniculară, vântul va sufla slab și moderat, iar maxima zilei va fi de 35 de grade Celsius. Duminică scăpăm de caniculă pentru că maxima zilei abia dacă mai trece de 32 de grade Celsius. Vântul va sufla moderat, iar pe timpul nopții se vor înregistra 20 de grade. Vântul va sufla cu o viteză de 23 de km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 759 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 51%. Apele Dunării sunt în creștere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă fiind 364 centimetri. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului TV Giurgiu. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut!